Salutare, salutare și bună seara, în primul rând, că e cam târziu afară. Am urcat până aici, sus la mine, că mi-a dat cineva un neon de ăsta. Vreau să-i fac legătura cu prelungitorul ăsta, numai că trebuie să-i caut aici, că am avut de tăiat. Uite, mai este unul aici, mai am unul aici. Da, eu le-am păstrat, le-am. Îmi trebuie o din asta de tăiat, dar nu găsesc. Când îmi trebuie, știți cum, nu găsesc. Cât am pe aici, trebuie să fac un pic de ordine. N-am mai avut timp de acum, cu scăldurile astea mari, insuportabile. A, păi, de acum că nu, uite, șurubelnițe. Am avut sculele mele, dar nu mai știu pe unde am dispărut de aici. Oricum, e închis podul, dar nu a umblat nimeni, da? Unii caut o din asta, de tăiat, o foarte cu ceva. Nu găsesc, când am nevoie, pur și simplu nu găsesc. Astea-s șurubelnițe, am nevoie de ele. Băi, da, e culmea culmelor, că nu găsesc. Să mă orientez un pic. Uite, bă, foarte că... Asta e împământarea, dar n-avem nevoie, pentru că nu are împământare. Acum... Avem o bandă de insoler. Uite așa. Vedem, punem albastru și negru cu maro și după aia o să izolez. Nu vă jucați cu curentul electric dacă nu vă pricepeți cât de cât. Nu faceți improvizații, nu faceți prostii. Pentru că e periculos. Mă refer la copii, poate să mai uită copii la vlog sau, mă rog, nu știu cine se uită, dar să aveți grijă. Să mai decojesc un pic și de aici. Aha, așa. E destul de tare. Să vedem dacă se aprinde, sunt curios. Vedem dacă se aprinde. Uite așa și ăsta o să-l... Hai mă, prinde-te acolo. Numai că unu-i culiță și unu-i... Așa. Acum luăm banda de izolier, izolăm bine. Unii... Foarte cald, mai ales vara, aici e o temperatură de, acum e răcoare, că e seară, e ora, cum se cheamă, ora 21, acuși. Așa, ia să vedem noi, doar aici nu-i, o izolăm bine. Aici nu e de temperatură ca să zici, bă, că sunt fierbântă sau că are o temperatură cât poate să aibă un neon de ăsta. Sunt curios, vedem dacă se aprinde. Ăsta e bun că are clema asta, uite, o să prind așa clema asta. Pac. Acum o să prind așa. Ăsta oricum o să fie scos din priză, numai când urc eu aici așa am nevoie. Totul e sigur, e asigurat. Din casă la fel, să întrerupi curentul, îl închid ca să nu înălțând în priză, adică nu e permanent. Am mai văzut pe la știri că
au făcut alții improvizații, au făcut tot felul de chestii și le-au luat foc casa, crească Dumnezeu. Bă, acum să vedem, sper să funcționeze. Niciodată să nu lipiți firele între ele așa. Acum că sunt izolate, o să caut un bucat de cauciuc și așa. Hai să vedem acum dacă funcționează. Funcționează! Ia uitați! Și avem lumină. O să-l pun pe undeva să vedem cum îl aranjez. A făcut ca lumea. Da, fraților. O să am lumină de acum. Să văd dacă reușesc să-l pun așa cumva încolo un întuneric mai pe la intrare. Are un fir destul de gros. Ia să vedem. Uhu, da, am lumină aici. Super. Super. Nu vă mai arăt că e dezordine pe aici și... Da, cam acesta a fost vlogul. Cu voi a fost Adrian Cătălin Zecatea. Nu uitați să apăsați butonul de like, să dați acolo un like, un subscribe, un coment. Eu v-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog. Pa, pa!